a absolvit Institutul de Marină Mircea cel Bătrân din Constanța, după care și-a început cariera în Marina Militară. Totuși, nu a putut renunța la prima sa dragoste, pictura. Astfel, după 15 ani petrecuți pe mare, a revenit acasă, iar acum își petrece timpul în liniștea satului hunedorean Boholt, cu șevaletul în față și pensula în mână. De-a lungul anilor, a reușit să realizeze sute de lucrări care au devenit cunoscute în toată lumea, Mircea Popițiu devenind astfel unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați pictori hunedoreni. Prin muncă și talent, el a reușit, iar acum îi ajută pe tinerii care au aceleași pasiuni ca și el, să se afirme în lumea artelor. În acest an, artistul hunedorean a organizat acasă la el, la Boholt, cea de-a doua ediție a Taberei Naționale de Sculptură și Pictură, la care au participat în special studenți, dar și alți artiști. Avantajul fiind că cei care încă se pregătesc pe băncile universităților au putut învăța și schimba idei cu cei care au deja experiență. Faptul că îi poate cumva ajuta pe tinerii artiști reprezintă pentru Mircea Popițiu una dintre cele mai mari satisfacții. Cea mai mare realizare din acest an, eu cred că a fost faptul că am putut să realizez ediția a doua a taberei de creație de la Boholt în cadrul Asociației Culturale și apoi în ordine expoziția de la Muzeul Civilizației personală de la Muzeul Civilizației Dacice și Romane și expoziția tot personală de la Galeria Helios a Uniunii Artiștilor Plastici din Timișoara. Pe lângă expozițiile personale pe care le va avea pe parcursul anului viitor, cea mai mare dorință a artistului Mircea Popițiu este de a putea în continuare să organizeze tabăra de la Boholt, pentru a oferi astfel o șansă tinerilor artiști să se afirme. În primul rând îmi doresc sănătate și apoi anul viitor am în plan două activități foarte importante, zic eu, pentru că este vorba de o expoziție la Muzeul Brukenthal, la Casa Albastră, care este deja planificată și va avea loc în luna mai, în prima săptămână, vernisajul. Și al doilea eveniment din viața mea de anul viitor, tot așa planificat, va fi o expoziție personală la Palatul Parlamentului European, unde la fel va trebui să fiu foarte bine pregătit. Și nu în ultimul rând, cred și îmi doresc din tot sufletul să realizez ediția a treia a taberei de la Boholt. Acum, la final de an, artistul Mircea Popițiu are și un mesaj pentru telespectatorii Hunedoara TV. Știu că sunteți un post foarte vizionat de telespectatori și mă bucur că îmi dați ocazia ca prin intermediul dumneavoastră să transmit tuturor un an nou fericit, multă sănătate și împliniri. Pentru faptul că nu se gândește doar la propria carieră și încearcă să-i ajute pe cei tineri să se afirme, Mircea Popițiu este un om cu care județul Hunedoara se poate mândri.